Salut tuturor de la Cateda aici, sunt la etajul 4, la unul din apartamentele cu terasă, unde din arhitectură ni s-a dat un element destul de interesant de făcut, această mică balustradă, care face ca tot, să zic așa, deschide foarte mult perspectiva pentru că cu altă vedere ai către tot ce înseamnă zona orașului, zona Promenada, Aurel Vlaicu, zona Colentina, Tei, Colentina, de autostrada care duce spre nouă bucată care leagă Ploieștiul de București. Și asta a fost decizia arhitectului, echipei de arhitectură, să avem o zonă de balustradă un pic mai joasă din zidărie, iar sus să venim cu aceste elemente care se încadrează această balustradă din metal, care este exact ca și cele pe care le avem în logii. Așadar, în momentul de față, balustradele de la terasele apartamentului de etajul 3 și 4, aici sunt la etajul 4, dar mai avem încă două apartamente cu unul la etajul 3 acolo jos, poate vedea, și unul în celălalt corp, care au aceeași soluție. Plus la asta, desigur, am montat și decul pe această terasă, destul de spațioasă de altfel, pe care este o vedere foarte faină asupra orașului și tot înseamnă zona asta de est, sud, vest, care avem noi. Iar aici jos poate vedea de față totul verzit, în bărculeț. Deci cam așa stau lucrurile. Asta e balustrada pe care am pus-o noi la terasele apartamentelor cu etajul 34 din bloc, care sunt disponibile pentru chiriat. Și aici era și o mică bucățică care sunt foarte aproape de bucătărie și mai o altă ieșire din living. Așadar, balustradele montate, totul în siguranță și așteptăm primii închiriași să se asemene în zona respectivă, primul apartament închiriat, să vă mutați și luni mai. Până atunci, totul de la Cateda aici, mai avem un singur apartament cu 3 camere, cel de 2 camere s-a vândut. Ca să aveți întrebări, vă așteptăm să vi le răspundem, dați subscribe la canalul nostru de YouTube sau urmăriți-ne pe Facebook și Instagram, tot ce postăm în nivel de construcții pe care le realizăm. Pe curând!